Salutare, sunt Călin de la DM Auto. Bine ați revenit pe canalul nostru. Subiectul episodului de astăzi este Se schimbă uleiul la cutia de viteză automată? Ne ajută cu ceva? Faptul că noi îl înlocuim preventiv este doar o cheltuială inutilă din partea noastră sau este un lucru care ne va ajuta pe noi pe termen mediu și lung. Acum vreau să spun un pic experiența noastră de servisări cutii automate, nu, rep nu reparăm, dar în schimb servisăm cutii automate de multă vreme. Uh, cred că mai zis lucrul ăsta, am fost primit din județ care am avut o mașinărie ATF, de ce? Prin simplu motiv că mie mi-au plăcut tot timpul cutiile automate. Și atunci mă gândeam eu că sau am învățat asta repede că sunt în domeniu că orice fluid la o mașină se înlocuiește. Întrebarea, o întrebare care mi este foarte dragă este următoarea. De ce schimbăm uleiul la motor? Ca să prevenim uzura. Și atunci, cu puțină logică, de ce trebuie să schimbăm noi uleiul din cutia de viteze automată sau manuală? Să prevenim uzura, nu să reparăm, să prevenim uzura. Zilele trecute sau săptămâna trecute am avut în service un Ford Focus 4. 1.5 diesel, nu știu, 120 de cai, mașină fabricație 2019. Știți că există un anumit curent. Că uleiul din cutia de viteză este lifetime. Doar că acel lifetime înseamnă perioada garanției avută de mașină. De cele mai multe ori este 3 ani sau 100.000 de, de kilometri. Acest Ford Focus, fiind 2019, avea 150.000 de, de kilometri. El nu mai era în perioada de garanție. A ajuns mașina la noi, la rece se mai mișca foarte multe erori, trecem peste. Am dat drumul la ulei, am zis hai să vedem să încercăm cu un ulei încercăm să înlocuim uleiul, totuși 150.000 de km și 3 ani de zile, poate n-ar trebui. Uleiul era, știi ce înseamnă negru? Mai negru, dacă se poate spune. Era foarte, foarte ars și mirosea așa în Am zis, bă, sigur s-a prășit ceva în cutie. Am demontat, am trimis-o la... la un serviciu cu care noi am mai colaborat de reparații cutii de viteze automate și a zis, domnule, asta e praf, adică s-au rupt efectiv bucăți metalice, aici s-a întâmplat ceva. Noi ca și posesori, ce putem să facem noi ca să prevenim aceste defecțiuni dacă nu sunt de fabrică? Sunt și anumite cutii de viteze care se știu de ele că sunt cu defecte de fabrică. Singurul lucru pe care noi putem să-l facem este să înlocuim acel ulei. Niciodată nu o să strice. Așa și la motor. În momentul în care uleiul își pierde din proprietăți, punem un ulei nou și auzim. Fa altfel merge motorul. Și asta și la cutia de viteze cu un ulei nou altfel merge cutia de viteze, altă presiune. Bun, acum aici sunt două discuții, să-l schimbăm cu o mașinărie ATF sau să-l schimbăm uh, static. Da, asta am mai discutat altă dată, dar este foarte bine să-l înlocuim. Dacă nu poți cu mașinărie ATF, schimbă static, se înnobilează acel ulei, adică tu ai oblit, schimba schimbat 5 și peste 20.000 de km mai schimbi încă 5. Atunci știi că uleiul din cutia de viteze, overall, așa, adică pe total, este ok. Bun, să revenim la fordulețul nostru. Evident că fiind o mașină de 3 ani de zile, nu sunt piese de schimb pentru acea cutie de viteze. Acum, omul ce să facă? O mașină din 2019? Să o arunce? Nu. A cumpărat o cutie de viteze nouă, pe care o să vă o să vă arătăm în clipele următoare. Ați văzut-o, frumoasă, în cutie, țin minte când erau... Eu n-am văzut niciodată, dar aveam povești, domnule, așa venea motorul de Mercedes în cutia. Și asta a venit frumos. Ambalat. Știți cât a costat? 5.000 oare. Adică aproximativ 5.000 de euro cu ulei, cu trala. Bun, să zicem că a picat pe cumpărătorul nostru necazul. Dar sunt convins că printre dumneavoastră există mulți cumpărători de bună credință pe care a picat așa necazul pe ei. Vedeți? Noi românii, și zic noi inclusiv eu, avem tendința, pentru că mașina în România este ține și, adică vrei să-ți etalezi și statutul social. Bun, nu discut atunci noi românii câteodată, că am făcut și eu dată, o, prima mea mașină am făcut așa, ne cumpărăm mașini peste bugetul nostru. Când îi auzim noi pe milionarii ăia care ne spun, domnule, îți o mașină cu 10% din banii tăi, <laughs> la ăla ce vorbește, Păi dacă am 10.000 de euro, cum să cum mașină de 1.000 de euro? Da. În teorie așa trebuie. Dar noi românii, dacă avem 5.000, Stă la o bere cu prietenii. Și vine un prieten. Nu fi prost, mă. Mai pui o mie și o iei cu doi ani mai devreme. Ajung la șase. Cine trebuie să pună mie aia? Nu el, tu. Bun. Te împrumuți și nu te rogi de nimeni. Bun. Vine altul. Stai, bă, un pic, bă. Ce ești fraier, bă? Uite, marca aia, dacă ți-o și mai dotată, mai pui încă 1500, pf, păi ești altceva. Cine trebuie să pună încă 1500? Tu! el nu-l doare gura să spună. Și atunci ce faci? cum a zis, te împrun, nu te rogi de nimeni, mamă, tată, soră, frate, provident, mai cumperi niște bani. Dar ție nu-ți mai rămân bani de întreținere. Și dacă nici nu întreții acea mașină, ce înseamnă o întreținere de mașină second hand? Înseamnă să schimbi, depinde acum, verificați cureaua de distribuție, curea la transmisie, discuri, plăcuți, amortizoare, bus, tot ce înseamnă sus, suspensie, direcție, ulei, motor, evident, filtre, verific, dacă e și cutia automată, că ne place, că este confortabilă, ulei, transmisie automată. Numai că atunci când te duci la un serviciu și spune domnul ăla că te costă 2000-2500, lasă, bă, că nu, nu, nu-i momentul. Și dacă n-ai făcut lucrurile astea, că tu nu mai ai bani și se strică, ieși de două ori în gaură. Odată banii am împrumutați de la prieteni rude, cum am zis mai devreme, plus faptul că trebuie să-ți repar mașina. Și atunci, eu nu vreau să fac educație financiară pentru nimeni, fiecare își îngrijește și își drămuiește și își cheltuie banii după bunul plac. Eu pot să dau un sfat legat de întreținerea unei mașini. Și dacă vă cumpărați mașină de 7000, dacă tot v-ați împrumutat odată, mai împrumutați-vă încă o dată și faceți mentenanța corectă. Câteodată în mediul online există curentul ăsta că... Nu știu, eu am impresia când vorbesc oamenii acolo în comentarii, am impresia că toți... Am chiar milionar nu, dar toți câștigă 5-6 mii de euro în România. Eu așa am impresia. Noi cumpărăm mașina 2022, îți oferă aia, ăla îți oferă aia, ăla îți oferă aia. Eu întotdeauna citesc comentariu și după aceea mă uit din biroul meu, că e la etajul 1, mă uit așa la mine în curte, la service. Poate o fi altfel la noi aici, în Sebeș, nu știu, dar eu nu văd... Bun, într-adevăr, nu le văd la mine în serviciu, pentru că la noi vin mașini mai vechi de perioada garanției, 3, 4, 5 ani. Dar văd ce mașini circulă pe stradă. Și cumva, eu întotdeauna, mai erau discuții, bă, și între mecanici, ce mașină are ăsta? De ce de clienți, domnule, că mașina aia, uite și ăsta, nu știu, schimbă, nu știu ce. Nu trebuie să-i judecăm pe oamenii care au mașini mai vechi, dar care și le întrețin corect. Atâta poate omul. Mașina, pentru mulți, dacă ziceam de statut social, pentru mulți oameni este să te ducă din punctul A în punctul B. Dar cred că ați mai auzit și voi discuții dacă te lasă mașina pe autostradă, pe dincolo e rupere. În România la fel, costă foarte mult. Și atunci ține de noi să ne facem mentenanța mașinii cum trebuie și să uh, urmați sfatul mecanicului dumneavoastră. Eu, spre exemplu, dacă am o cutie de viteză, și am o cutie, mașina este cu cutie de viteză automată, mașina mea este softată. Automat ea din 270 de Nm, cum a plecat motora de fabrică și softul original, ea acum are spre 400. Eu am vreo 20 și un pic de mii de kilometri. Eu nu să las uleiul ăsta 60-70 de mii, pentru că știu cum am exploatat mașina. Și atunci, Chiar dacă mă costă puțin mai mult, adică din bugetul meu vine o revizie de ulei la cutia automată, știu de ce fac lucrul ăsta, pentru că știu cum am exploatat mașina. Ține de dumneavoastră să nu lăsați uleiul la motor 15.000, 20.000, așa v-a zis reprezentanța sau nu știu ce serviciu, dacă știți că aveți un stil de condus agresiv, să-l schimbați mai repede. La fel este, ca... ne-am să fac paralel asta, la fel este și în cazul cutiei de viteze automată. Paza bună trece, primești de area. Alt exemplu, tot de la mine din bătătură, este cu un Volvo S60 2.4 de 185 de cai putere. Ne-am cumpărat mașina la 149.000 de kilometri cu cutia de viteze defectă. Fostul proprietar mi-a zis că n-a schimbat niciodată uleiul. Un motor potent, dacă pune mâna pe el și nu neapărat persoanele potrivite, dar dacă abuzezi mașina și dai în gură și dai în gură și dai în gură, ceva o să cedeze. A cedat în cazul nostru cutia de viteze. Bun, reparația era vreo 2000 de euro, ne-am cumpărat o cutie second. La îndrumarea acelui domn care repara cutii de viteze, mi-a zis, bă, nu mai repar cutii de viteze la mașini mai vechi de 10 ani, că nu se justifică economic. Adică, o mașină care valorează 3-4.000, o cutie reparată, unei cutie 2.000. E o cutie second, unde găsești? Doar că în cazul acestui for Focus, cutia secă nu era o opțiune. Dacă nu sunt nici piese, ce faci? Și tot, acel, tot același proprietar a avut și un for Cuga, mașină de vreo 16.000 de euro, s-a defectat cutia de viteze până în 90.000 de kilometri, erau reali, și l-a costat reparația 2.200-300 de euro. Acum, explicațiile au fost, bă, ce să fac, nu pot să arunc mașina. Bun, proprietarul are de unde, nu-i problemă, dar sunt mulți dintre noi care poate nu ne permitem o cheltuială de genul. Adică nu știu câtă lume își permite dacă are o mașină de 5, 6, 7 mii să dea 3 mii pe reparație unei cutii de viteze. De ce? Că nu am făcut noi mentenanța. Vedeți, eu așa vă sfătuiesc. Când vă cumpărați o mașină de dincolo, din... Eu vorbesc de oameni care își cumpără mașini second -hand, că ea care își cumpără mașini noi nu nu prea mă intersectez eu cu ei, din natura jobului meu. Mergeți la mecanicul dumneavoastră și sfătuiți-vă cu el. Ce ar trebui să fac? Avem un exemplu cu o mașină cu 150.000 de km 2017 cu o curea de distribuție ruptă. Acum clientul să dormea așa liniștit, știți, voi reclamă mai veche, doar liniștit, că se ocupă alții de banii tăi. Așa și asta. Domnul dormea liniștit, nu domnule, că 10 ani sau 220.000 de kilometri. Dar când te vei duce la producătorul, să spună, a, păi nu, că ești ști garanție la 100.000. Păi și eu ce fac? Reface motorul, al motor, în fine. Producătorul o să, o să fiți, o să rămâneți așa surprins când o să vă spună, păi nu, că e perioada maximă. A, nu, atât trebuie să schimb. Nu, nu, aia perioada maximă. Din cauza asta, în alte clipuri de la noi de pe canal, eu v-am recomandat să schimbați distribuțiile la 100.000 de kilometri sau 5 ani, sau 90.000 sau 80.000, în funcție de cum exploatați mașina. Că e una să mergi numai în oraș, frână, accelerație, frână, accelerație, frână, accelerație, sau să mergi, nu știu, pleci de la Oradea până la Constanța, liniștit. Bun. Acum, să nu luați aceste sfaturi ale mele și ale noastre, că tuturor mecanicilor. Să ne le luați ca pe o formă de jegmănire a dumneavoastră. Că dacă eu vă spun să, domnule, schimbă eu din motor sau din cutia de viteză automat, tot el se înlocuiește, da, mă, bine, vrei să faci tu bani. Nu-i problemă. Că eu, nu eu personal, dar eu mecanic, tu tot la mine vei meni, veni. Nu zic de mine, să nu mă înțelegi greșit. Eu mă numesc Vasile Gheorghe și eu ești din toată România. Tu tot la mine o să vii. Doar că atunci nu mai râzi, o să plângi. De azi zic că uh, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră aveți, știți că era așa la modă vorba, am mecanicul meu, să aveți serviciul dumneavoastră. Aveți încredere, dacă i-ați văzut că sunt oameni serioși, aveți încredere în ei. Și eu nu cred că de la un serviciu multimarc o să vă spună cineva nu se înlocuiește uleiul, la servo, la... Eu nu cred că o să vă spună cineva. Pentru că noi în servis vedem ce se poate întâmpla. Poate într-o reprezentanță când mașina este până în 3 ani de zile sau 100.000 de kilometri, nu a picat nici cutia de viteze, nici nimic, nici nimic. Dar știți că mulți oameni nu mai merg în reprezentanțe după. Mulți, dar nu toți, dar zic mulți. atunci, la noi, în serviciile multe marcă, vedem. Uite, bă, cutia a picat la 100 și... Hai să uităm în cartea service din Germania. S-a schimbat vreodată? Nu s-a schimbat. Uite, bă, cutia a picat la ăla. Nu s-a schimbat. Uite, bă, adică noi vedem cumva la noi trebuie vedem direct problemele. Și atunci, pe baza a ceea ce vedem noi și experiența făcută în timp, noi venim cu niște recomandări. Domnule, schimbă buleiul la BMW, la cutia ta, ZT, 6HP, 8HP, nu lăsa chiar 100 de mică, tu ai și softat-o, ea nu anulat și DPF-ul, e greu, ce ai făcut tu? Trebuie să zic că se face, că nu se face. Nu mai lăsa 90 de mii, schimbă la 60 de de kilometri. Că tu, știi, că, tu dacă ai conduce normal și n-ai modificat mașina, ai putea să o lași fără probleme și nu, dar tu ai modificat-o, cum v-am dat exemplul meu. Nu să faceți așa. Pe când ai făcut așa, să știi că și din buzunar iasă, iasă sutele. Ma, căs de epuri, de iepuri, de ce îs, nu contează. De -aia să luați exemplele noastre, nu ca, domnule, oamenii ăștia fac ce pot ei să îmbage pe gât anumite reparații. Nu, eu am susținut, am susținut întotdeauna că serviciile sunt precum doctorii și magazinele de piese sunt precum farmaciile. Când ai o problemă, degeaba te duci la farmacie, mă doare capul. Farmacista zice de cap, de regulă se ia ăla. Doamna aia farmacistă știe substanțele. Dar trebuie să mergeți întotdeauna la un medic să vă recomande. E ok medicamentul ăla, dar ei, nu știu, doza aia sau... Așa este, se întâmplă și cu noi. Când aveți o problemă, mergeți la mecanic și încercați să vă. Domnule, poate mult spus, împrieteniți. Dar dați de oameni serioși care să vă poată ajuta și consilia. Nu asta că mergeți tot la același serviciu și aveți o relație bună, mergeți pentru mentenanță, că aveți mașina bună. Aveți un istoric cu acel serviciu și el știe, da, uite, acum ai schimbat aia, am pus piesa, uite, bă, a ținut 20 de mii. Hai să spun altă piesă care o să țină 40 de mii sau 50 de mii. Întotdeauna trebuie să mergi. Eu, spre exemplu, acum am niște meșteri acasă. Eu nu mă pricep în ale construcției. Eu le-am spus așa, pentru că și mie îmi place când alții se bazează pe mine. Faceți cum știți voi. Pardon, eu nu pot, dacă lucrez într-un alt domeniu, cum să-i spun eu ăluia? Bă, pune plasă, dar nu dă cu tinci, dar dă... am de unde să știu lucrurile astea. Și atunci, la orice lucrare, ca avent electrician, ca a venit instalator, bă, fac cum știi tu că e mai bine, dar să fie lucrarea cum trebuie. Așa le recomand și eu clienților mei. Mă, ce vrei? Ce buget ai? Ce vrei să facem? Păi aș vrea să stau liniștit. Dacă vrei să fii liniștit, trebuie să facem astea. Mă, e peste bugetul meu. Bun, hai să le facem pe etape. Acum facem ce e mai important. Peste o lună jumătate sau două luni facem. Face mai facem mai. În în șase luni de zile, știi că mașina ta e ok. Acum, vin și niște vremuri, eu nu nu-ți mă afal, dar și niciodată eu nu o să fac educație financiară cu nimeni pe acest canal, să știu ce va veni. Sunt niște vremuri care cred că e important să ținem de bunul nostru. Bunul nostru e ăla pe care îl avem. Vedeți că mașinile second s-au scumpit destul de mult. De ce? Pentru că proprietarii de mașini nu vor să le mai vândă. Ba, durează un an jumătate până vine mașina, ba, totuși lasă că Euro 6 o mai țin, că încă nu sunt interdicții, chiar dacă e diesel, nu discut diesel, benzină, hibrid electrice. Și atunci, dacă vrei să ai bunul ăla să te țină cât mai multă vreme, trebuie să-i acurzi un pic de atenție. Cineva într-un comentariu la ultimul nostru clip spunea, domnule, atâta ne toc pe noi ăștia românii că tot vorbim de uleiuri, că noi avem niște joarse de mașini și noi vorbim de uleiuri. E adevărat dacă ai benzină, că uh, motoarele pe benzină sunt mai permisive, vorbesc, până prin 2014-2015, că de acolo s-au mai schimbat. Dar da, la diesel, când ai un filtru de particule și trebuie să pui un ulei cu o normă, aia trebuie să pui. Că dacă nu se va înfunda acel DPF, nu e ok să-l tai. Îl curățăm o dată, două, știți cum filtru de particule e ca un burete. El tot absorbe până nu mai poate. Nu, trebuie altul. Și de ce să strigăm noi un filtru de particule sau să-l încărcăm așa nenecesar folosind un ulei care are cenuși sulfatate într-o mai mare. De aia Cumva, eu n-am fost și n-am prea fost de acord, dar trebuie să respectăm ce ne recomandă producătorul. Că, totuși, oamenii, când au făcut mașina, sunt niște ingineri care așa au proiectat. Mă, așa trebuie să funcționeze. Cum o să știi tu mai bine cum funcționează mașina? N-ai de unde știi. Bun, sunt excepții, dar excepțiile alea întotdeauna întăresc regula. Excepțiile însemnând anumite greșeli de proiectare și soluția s-a tot îmbunătățit. Spre exemplu, am comandat la cineva, mai deviesc puțin, am comandat o broască și cod original, deja primul în 2016 era la A, și în 2022 a ajuns la D. Aia înseamnă, sau D sau E. Aia înseamnă că s-a tot schimbat. Nu, bun. alea sunt greșeli, într-adevăr. Poate să fie de proiectare, poate să fie furnizorul, să fie făcut-o, nu știu. Dar, de regulă, atunci când se proiectează mașinile, oamenii îți garantează. Așa cum garantează la cutile automate, să revenim aici, 100.000 de mii de kilometri sau trei ani. Ea ta garantează. Evident că nu le convine să se strice la 120 de mic pentru că se duce vorba. Dar dacă tu nu locuiești uleiul, sunt puține excepții când ajunge mașina la 200 și dimineața n-a schimbat niciodată. Păi nu! Dar tu când o să o vin și cumpărătorul, viitorul cumpărător, sigur o să trească să o repare, să o înlocuiască, să cumpere nouă, secă, oricum. Deci faptul că dumneavoastră n a schimbat, nu înseamnă că nu trebuie schimbate. Nu zic să, domnule, precondiționăm toată mașina, dar să țineți cont sfaturile astea, dacă vrei să ai un lucru bun, trebuie să-i faci o mentenanță. Acum, noi la Ravenol avem, acum aici e doar o parte, avem DSG, cutia ZT, 8HP, 6HP, avem CVT-urile de pe Audi, avem cutiile de Ford, avem GM, avem Kia, spre exemplu, acest Red One, că îmi place numele, avem Mercedes 9 trepte, avem Mitsubishi, avem cutile 9 trepte de Aisin și avem CVT, vedeți că e diferit acest CVT, CVT pentru cutile ce se montează pe Nissan și Renault. Cred că sunt Jatco, e producătorul. În încheiere vreau să vă dau un exemplu de pază bună trece primești de area un prieten de meu avea coletărie România, insulele Baleare, Ibița, Palma, săptămânal. A cumpărat mașina un sprint de 318, 3 litri, 184 de cai V6, cutie în 5 trepte, sper, dar cred că era 5 jetroni, cutiile alea sunt recunoscute pentru că duc un cuplu foarte mare, chiar și pe motoare V12, sper să nu greșesc, s-a pus 5G tronic pentru că le rețin până la aproape 1000 de Nm. Bun. O cutie robustă. Lui, în reprezentanță la Barcelona, i s-a spus așa, schimbă uleiul la 50-60 de mii km și cutia de viteze te va ține pe viață. Pe viață, nu că trăiești omul. Dar cât o exploatezi tu. Vreau să vă spun că noi înlocuiam ulei, bine, asta a întâmplat de mulți ani, cred că 10 ani de atunci, noi înlocuiam ulei... Uh, prin metoda clasică, prin cădere. Curgeau 5 litri, puneam 5 litri și filtru. Ulei, puneam un ambalator, nici măcar travenol nu puneam la început. La 680.000 de km am vândut mașină. Vreau să mașina, în loc de 800 de kg, știți cum e românul, ea e lungă, dar acolo e de volum, tu poți pune pe 800 kg. Omul punea 3 tone, oameni și colete, și pachete, după aceea platformă, dus mașina, a dus mașini, câteodată chiar și platformă de două mașini. Deci cutia de viteze și-a luat forjă la viața ei foarte mare. Ce problemă avea? Bubuiau jantele din cauza greutății, avea învelope Michelin și alea agili, minte, și alea prin construcție lor sunt cele mai rezistente, se fisărau jantele, era nemulțumit. Bă, tu ești nebun, că el merge la merge să reclame. Bă, tu ești nebun, tu nu vezi că tampoane de supra sarcină, Așa de mult, nu era moda cu uh, astea pernele de aer puse pe punte. Bă, tampon de suprasar cine efectiv au mâncat din punte. Tu când te duci, o să facă spectacol cu tine la Mercedes. Îți spun 800 de kilograme lumea se apropie. Îți spun o tonă jumătate, se lipește. Pun 3 tone, freacă. Aia știu de exact cum a exploatat o mașină. Păi la asta nu m-am gândit. Toată lumea e fraier. Bă, noi românii credem că am inventat noi apa caldă. n nu am inventat-o noi. Și atunci, da, uite că să revin la ulei. La 680.000 de km a vândut sprinterul, la 700.000 s-a defectat convertizorul. 700.000 de kilometri. km. Păi, tati, el făcea 6-7.000 pe săptămână mașina aia. Dar ce a făcut omul? La 50 60000 schimba uleiul. Mie mi-a rămas exemplul ăsta în minte pentru că schimbul de ulei se făcea la o lună jumătate, maxim două, adică se făcea destul de des. Dar mi-a rămas în minte, uite, cum poți să previi uzura. Nu zice nimeni că nu se va strica, dar tu previi acea uzură cât de mult poți. Mai avem exemplu cu, și asta să-l dau tot timpul, 1, 2, benzină, turbo, aceste 3, uh, C4, care într-o sută de mii de kilometri, 100 și un pic, a avut trei schimburi de ulei și segmențe au fost varză. Ulei neschimbat, deci n-am schimbat a intervenit uzura prin faptul că nu am schimbat. Așa se întâmplă și în cazul unei cutii de viteze automate. Știți că producătorul BMW zice, domnule, este uleiul Lifetime, dar aia producătorul ZTF, că astea sunt informații care găsiți pe net, la 90.000 de km să schimbăm uleiul. Acum, noi vă recomandăm Ravenol, că ăsta îl folosim noi și în ăsta avem încredere, dar dacă nu găsiți Ravenol sau nu vreți dumneavoastră, puteți folosi un ulei care să aibă aprobare și este în regulă. Uh, uite, la acest fort Focus de care vorbim noi, Ravenol produce uleiul, dar doar acum a, a intrat în producție, nu este în România așa că și atunci noi am folosit ulei original, pentru că am vrut să respectăm. E o cutie în 8 trepte, din câte am citit eu pe net, ea provine din cutia de 10 trepte și s-a scos două trepte din ea. N-am văzut să fie cu probleme, am văzut probleme din ce am citit eu pe site-urile din, de dincolo, că ar fi probleme de soft, un update de soft, domnule, un niște șocuri și se rezolvă. Uite, în cazul nostru, 150 de a picat. Acum nici nu știm cum a fost exploatată mașina. Poate fostul proprietar sau cine a condus-o s-a urcat cu ambele picioare pe pedala de accelerație. Nu avem de unde să știm. Dar eu văd ce s-a întâmplat. 150.000 de mii cutia de Și asta se întâmplă la multe alte transmisii. Deci, Credeți-ne că noi am văzut o grămadă de mașini în serviciu. și vă mai zic cum procedează unii dintre proprietari. Dom'le, mi-a cutia. Oare dacă schimb uleiul din cutia de viteze se rezolvă? P și eu știu. Un domn ne-a întrebat, dar mi-a oferit garanție. Pe ce? Păi pe schimbul de ulei. Da. Noi vă garantăm că v-am pus uleiul potrivit, că v-am făcut nivelul corect și v-am strâns toate șuruburile. Pe păi cum să garantez eu? Ți-am pus cutia de viteze nouă. A, păi am crezut că îmi dați garanție că nu se strică cutia. Păi noi doar i-am schimbat uleiul L. când se face schimbul de ulei din motor. Ce, ce se garantează? Asta e garantez. Da, eu vă garantez că v-am pus uleiul potrivit pentru așa cum cere producătorul, că v-am făcut nivelul corect și v-am strâns bușonul. În rest, a, pe păi nu, că eu am niște șocuri la cutie, așa, ușor cu treabă bună, spune clientul, am niște șocuri și am crezut că se rezolvă. Acum, știți cum și la picior, când deja ai ca în grenă, ce să mai facă? Trebuie să... Da, în fine, astea sunt alte chestii. Acum, evident că de aia trebuie să schimbăm să prevenim. Nu să ne lăsăm cu cutia de șocuri. Da, au fost cazuri în care nu a fost nivelul de ulei corect, nu s-a schimbat. a fost lipsă, nu știu, un litru jumătate și schimbam mai cu șocuri. Țin de la un BMW seria 5 și am pus ulei nou și la, la nivel și șocurile n-au dispărut, dar s-au ameliorat. Și încă un caz, la o cutie de viteze manuală, Renault Laguna 2, cred că l-am mai zis, dar am mai zis încă o dată, prieten de-al meu, a zis, mi-a când pun, știu, în când marșalier, cred că, da, mi-a În momentul în care am de, hai să schimbăm un cutie, cât 3? 2, 3 litri, cum o fi la Renault, un pic mai mult, hai să-l schimbăm. E, în momentul în care de un mecanic cu apă, e cu lacrimă. Da, acum, dacă tu l-ai dat jos, hai să punem ulei nou, 75-80, știu că trebuia. Dar acum, hai să vedem, e miracol, e minune, după ce am înlocuit nou ulei, eu nu mai agăța. Nu e miracol. Chiar dacă acel ulei arăta bine și-a pierdut din proprietăți. Mașina 2003. Vă dați seama, nu cred că a schimbat Nu știu, nu știu. Eu vă spun ceea ce s-a întâmplat. Nu este... Astea... nu se repară singure, dar doar că fluidele își pierd din proprietăți. Un lucru important la cutile de viteze automate și la uleiul uh... La uleiul nou este acea cantitate de detergenți și rolul, rolul lui de a menține tot timpul cutia curată și acel mult să fie în filtru sau, mă rog, să se filtreze. Vă dați seama că, în timp, a ce, a acei detergenți nu-și mai fac treaba cum trebuie. de noi trebuie să înlocuim uleiul și ăsta este un motiv. Dar o să găsiți pe net o fel de informații. Mi-ați văzut că îmi place să vă dau așa sfaturi ca de la om la om, exact cum vă explic dumneavoastră pe YouTube, eu așa explic și unui client care vine la noi în service, cumva să înțeleagă că la noi nu vin ingineri mecanici, la noi vin oameni cu toate profesiile. Și așa cum îmi place mie să zic, domnule, că merg în altă parte, fac cum știu că e mai bine, așa îmi place și, și într-adevăr, noi avem clienți vechi și clienților le place când zic, domnul Călin, ce mă sfătuiți? Domnule, fa așa. Eu nu zic fă așa că m-am visat azi noapte. Am văzut în timp. Am mai citit, am văzut pe alții, am mai discutat cu alți mecanici, că e bine așa. Uite că suntem aici pe YouTube și am tot am vorbit eu de comunitatea asta de mea auto. Faptul că ne împărtășim. Domnule, am folosit, uite, piesa X, am luat-o, nu contează de unde, am pus piesa aia, uite, ce problemă am avut eu. Sau faptul că noi la Citroen am avut noroc cu un următor, dar am mai zis lucrul ăsta. Asta înseamnă comunitate. Și de ce ne putem lua uh, informații? Un urmăritor a scris, de exemplu, la o Toyota că a pus 75W și nu-i-a plăcut cum s-a comportat și a pus 75, câți sper să nu greșesc. 90 a mers mult mai bine. E de băgat la cap. Deși acolo, în configurator, se recomandau ambele. E uite, așa putem învăța toți. Cum v-am zis, trebuie să sunt niște vremuri acum, nu știu cum vin, eu cel puțin așa gândesc. Bă, dacă am bunul ăsta și la mine în bătătură, hai să țin de el. Să nu las chiar până se degradează, că, bun, dacă așa avea bani, mi-aș cumpăra altul. Dar dacă nu, hai să țin de bunul ăsta. Și el adică așa vin vremurile, un pic, mai ales că vine iarna, acum nu mai știe nimeni. În fine, ce costuri vor fi. Să sperăm că trecem cu bine, că dacă noi români avem o avem așa un lucru bun, este capacitatea noastră de a ne adapta. Adaptabilitatea asta, cred că ne-a făcut să reușim și pe dincolo, prin țările unde am fost noi și am fost apreciați. Și țin minte când am fost data primată în Germania, în 90 ceva, lucrau românașii noștri ca jar. Deci, stai, bă, stai, lasă ușor cu treaba bună. Pff, langsam, pf, lucrau românașii noi. Ne-am adaptat. Cred că asta ne va ajuta pe noi. Dar uite, și, a, și -a adaptarea asta, când vine. Când vine vorba de mașini, ne ajută niște informații. Căți de la mine, căți de la altul, căți de la altul, internetul pentru toată lumea, dar ține de noi să le filtrăm. Și dacă credeți că îți de ajutor, dați-ne un like. Dacă credeți că nu, nu sunt de ajutor, dați-ne un dislike, nu este niciun fel de problemă, este un feedback. Vă aștept în rubrica de comentarii cu experiențele dumneavoastră cu cutia de viteză automată sau chiar și manuală, dacă ați avut plăcute, neplăcute, despre ce alte subiecte vreți să mai dezbatem noi aici pe dmauto.ro, ce vă interesează. Am oprit puțin seria asta cu când ne costă revizia la, pentru că am văzut că n-am mai generat interes. Dacă vreți o să mai facem, dacă nu ne oprim, că oricum eu zic că am făcut acum la câteva mașini, O pot să fac la mașini A8-6000 benzină W12, că nu știu dacă interesează pe cineva. Eu am zis că să vă ajut așa cu niște costuri aproximative. Dacă vreți să știți costuri, nu știu, la ambreiaj, la... Ce vreți dumneavoastră să vedeți pe DM Auto și aici vorbesc de cei care sunteți abonați deja, lăsați-ne rubrica de comentarii. Ne găsiți pe Instagram, dmauto.ro, ne găsiți pe Facebook, ne găsiți pe TikTok, pe TikTok o să fie fragmente din clipurile noastre, ne găsiți pe dmauto.ro, Office are un demiauto.gro, este adresa noastră de email, de e-mail unde vă așteptăm cele dumneavoastră de ofertă. Dacă aveți preferințe, spuneți-ne, domnule, vreau Manfilt, vreau Male, vreau Bosch, sau vreți să vă facem un raport calitate-preț, e bine să fie o interacțiune între noi și dumneavoastră ca să fim pe aceeași lungime de undă. Nu, dumneavoastră vreți, nu știu, un raport calitate-preț și eu vă ofertez direct cu mal, care este poate cele mai scumpe. Domnule, e scump. Discutați cu noi dacă vreți să cumpărați de la noi. Pentru gama de lubrifianți Ravenol, eu vă stau la dispoziție al doilea număr de la secțiunea contact. Dacă vreți să mă întrebați, domnule, ce să folosesc, cum să folosesc, ce îmi recomandați, ce. Pe lângă configuratorul pe care îl, dă, îl avem la dispoziție din partea Ravenol, avem și experiența noastră din service. Și poate acolo unde dumneavoastră ați optat pentru un 0,30, eu vă recomand un 5,30. Poate acolo unde dumneavoastră ați luat un ulei hidrocracat, eu vă, eu vă recomand un PAO sau invers. De -aia asta îmi doresc eu să fie interactivitate între mine și dumneavoastră și dacă pot să vă ajut, e. Ma, poate sună așa, Iure, e păcat să nu profitați de experiență, dar eu zic că pot să vă dau sfaturi destul de bune. Și nu încerc să, să vă bag nimic pe gât. Fiecare are uh, capacitatea de a alege. Dacă dumneavoastră a fost mulțumit cu nu știu ce lege, ți mulțumit, mergeți în continuare pe el. Dacă vreți să încercați altceva, avem în ultimul clip. Eu am explicat. Care trebuie să fie așteptările noastre pentru un ulei? Am explicat foarte bine că n-ați văzut clipul, chiar vă rog să-l vedeți, că eu zic că o să vă ajute. Și asta vrem noi să o facem aici pe YouTube. Să venim cu informații care să vă ajute pe dumneavoastră, bazate din, pe viața noastră reală, ce se întâmplă în service. Până data viitoare, numai bine!